Bine ați revenit! Să revedem ultima întrebare. Introducem furtunul cu un capăt în apa din tubul de sticlă, celălalt capăt rămânând în aer, dar, atenție, facem acest lucru ținând bine astupat cu degetul capătul din aer, în așa fel încât să nu intre apă în tub. Deci în poziția în care este acum furtunul, el este, nu voi spune gol, așa cum facem când ne referim la un pahar, voi spune este plin cu aer, deci nu conține apă. Și acum luăm degetul de pe capătul din aer al furtunului, îl destupăm. Ce se întâmplă? Teoretic vorbind, dacă nu știm prea multe despre lumea din jurul nostru, am putea avea 4 situații. Intră apă în furtun și curge afară prin capătul din aer al furtunului. 2. Intră o cantitate de apă în furtun, după care se ajunge la un echilibru și nu se mai întâmplă nimic. 3. Intră aer prin furtun în tubul de sticlă, adică apar bule de aer la capătul din apă al furtunului care se ridică în tubul de sticlă. Sau 4. Nu se întâmplă nimic. Pe scurt, sau avem apă care în momentul în care destupăm furtunul se deplasează prin furtun spre dreapta, sau avem aer care se deplasează spre stânga, sau nu se întâmplă nimic. Dar știm că furtunul este plin cu aer și mai știm că aerul curge, ca orice gaz de altfel, în sensul în care scade presiunea, adică de la capătul furtunului la care presiunea este mai mare spre capătul furtunului la care presiunea este mai mică. De aceea, pentru a răspunde la întrebarea noastră, trebuie să știm la care capăt al furtunului presiunea este mai mare. La capătul din aer, presiunea este egală cu presiunea atmosferică, pentru că este deschis. Mai trebuie să aflăm cum este presiunea la capătul din apă al furtunului. Mai mare sau mai mică decât presiunea atmosferică, sau egală cu presiunea atmosferică. Pentru a afla acest lucru, să ne gândim la tubul lui Torricelli. În el avem, sunt sigur că vă amintiți, o coloană de mercur deasupra căreia este vid, așa cum vedeți în desen. Asta înseamnă că presiunea deasupra coloanei de mercur este zero. Să calculăm presiunea la un nivel oarecare, cel marcat prin săgeata roșie. Deoarece deasupra mercurului este vid, presiunea la acest nivel este egală cu presiunea hidrostatică a coloanei de mercur de deasupra nivelului, cea care are înălțimea notată cu H indice S. Să notăm această presiune cu P indice S, S de la sus. Dar știm că presiunea atmosferică este egală cu presiunea întregii coloane de mercur, adică presiunea atmosferică este egală cu presiunea coloanei de mercur de sub nivelul ales, pe care să notăm cu P indice J, plus presiunea hidrostatică a coloanei de mercur de deasupra nivelului ales, cea pe care am spus că o notăm cu P indice S. Și atunci, presiunea hidrostatică de deasupra nivelului ales, P indice S, este egală cu presiunea atmosferică minus presiunea coloanei de mercur de sub nivel, P indice J. Adică este mai mică decât presiunea atmosferică și este cu atât mai mică cu cât suntem mai aproape de capătul de sus al coloanei, iar la capătul de sus devine zero. Deci presiunea în tub crește de la zero la capătul de sus la valoarea presiunii atmosferice la capătul de jos al coloanei. Prin urmare, presiunea în tubul lui Torricelli este peste tot mai mică decât presiunea atmosferică. Acum să vedem cum stau lucrurile în cazul în care tubul nu este destul de lung și rămâne plin cu mercur. În acest caz, la capătul de sus al coloanei de mercur, la capătul tubului în acest caz, presiunea nu este zero, ci este presiunea atmosferică minus presiunea coloanei de mercur. Atunci presiunea la un anumit nivel, așa cum îl vedeți marcat în desen, va fi presiunea coloanei de mercur de deasupra acelui nivel, PS, așa am notat-o, plus
presiunea de la capătul de sus al tubului, care este presiunea atmosferică, minus presiunea întregii coloane de mercur. Dar și în acest caz, presiunea coloanei de mercur este egală cu suma presiunilor coloanelor de deasupra nivelului PS și presiunea coloanei de dedesubtul nivelului P indice J. Și atunci se observă că presiunea coloanei de mercur de sus se reduce din nou și obținem aceeași relație, și anume că presiunea la un anumit nivel este dată de diferența dintre presiunea atmosferică, presiunea de afară, și presiunea coloanei de mercur de sub nivelul respectiv. Și dacă această relație este valabilă pentru mercur, trebuie să fie valabilă pentru orice lichid, deci și pentru apă. Așa că putem reveni la întrebarea noastră. Presiunea la capătul din apă al furtunului, știm acum, este diferența dintre presiunea atmosferică și presiunea coloanei de apă de sub nivelul capătului furtunului. Adică este mai mică decât presiunea atmosferică. Și asta înseamnă că aerul va curge prin furtun dinspre exterior spre interior, va fi împins de presiunea mai mare din exterior, deci vor apărea bule de aer care se ridică la capătul de sus al tubului de sticlă și nivelul apei în tubul de sticlă scade. Acesta este răspunsul corect pentru întrebarea noastră. Când destupăm capătul din aer, intră aer în apă, ceea ce înseamnă că am realizat un sifon cu aer. Mai există o metodă, una mai simplă, de a găsi răspunsul corect. Și anume, orice sistem mecanic, dacă poate, își micșorează energia potențială. În cazul nostru, energia potențială ar scădea dacă apa din tub ar coborâ. Avem energie potențială gravitațională. Dar apa din tub nu poate face acest lucru, deoarece nu o lasă presiune atmosferică. În schimb, dacă introducem furtunul în tub, apa din tub poate coborâ dacă prin furtun vine aer. Pentru că atunci bulele de aer se adună în partea de sus a tubului, măresc presiunea acolo și apa coboară, micșorându-și în acest fel energia potențială. Deci, asta trebuie să se întâmple, trebuie să intre aer în tub pentru ca apa să coboare. Ea va coboră până când va ajunge la același nivel cu apa din vas. Și în acest fel scade energia potențială gravitațională a apei din sistem. S-ar putea să vă gândiți că apa ar putea coborâ și dacă ar curge afară prin furtun. Dar nu este așa, pentru ca o cantitate de apă să curgă afară, aceeași cantitate de apă ar trebui să urce în tub din vasul de jos, ceea ce înseamnă că energia potențială ar rămâne aceeași. Pentru azi am pregătit încă o întrebare legată de practică, o întrebare de fizică aplicată. Avem două sfere pline, identice din toate punctele de vedere, adică cu aceeași rază și confecționate din același material. Să zicem un metal sau un aliaj metalic. Dar una dintre sfere, sfera A, este pusă pe o suprafață orizontală, în timp ce sfera B este suspendată printr-un fir, așa cum vedeți în desen. Sferele au aceeași temperatură, fiind în echilibru termic cu aerul din jur, dar să presupunem că aerul din jur începe să se încălzească și asta înseamnă evident că sferele primesc căldură de la aer și se încălzesc amândouă. După câtva timp, ele ajung din nou la echilibru cu aerul din jur, deci vor avea din nou aceeași temperatură, dar de data asta o temperatură mai mare decât temperatura inițială. Pe scurt, ceea ce s-a întâmplat este că ambele sfere s-au încălzit cu același număr de grade. Întrebarea este, au primit aceeași cantitate de căldură pentru a se încălzi cu același număr de grade? Dacă răspunsul pe care l-ați ales este da, asta e tot. Dacă răspunsul este nu, care din cele două sfere a primit mai multă căldură și de ce?
Vă mulțumesc pentru atenție și pentru interesul pe care l-arătați materialelor mele pe săptămâna viitoare.